E oglindă cu AI și cu Photoshop, adică gen. Am venit târziu la petrecere, avem gheață cu lămâie. Ăsta e primul aparat pe care l-am făcut când am intrat vreodată în sală, era bătaie pe el. Deci am ajuns la fix când au venit și băieții. What's up? Respectora mareleilor, repup, vă pup. Așa îl bag, eu n-am două duble. Da, băieții pleacă, eu vin pentru că, na, nu s-a putut mai bine. Cum a fost? V-ați distrat? Visul meu e să fac antrenament cu tine. Serios? Da, de cât timp ți-am zis chestia? Are dreptate, băiatul, mă simt super, super aiurea. Uite, ca să fiu super legit, zi-mi acum când și eu zic da. Nu știu, ai zilele următoare. Da. Zic da, dar o ghidonăm noi prin mesaje, deci promis? Da? Da, promis. A promis pe cameră, gata. Eu vreau să măsor cu Marius, care are brațul mai mare și după aia care are și care ce sunt mai mare. O să fie 1-1. Bun, mă duc eu la sală să vedem ce antrenament să mai faci la ora asta, e non-stop, nu? Da, bine ai venit la Stay Fit. Nu e non-stop. Bine m-am găsit. Până la 11? Da. Ah, deci mai prind două serii de braț. Băi, vă mulțumesc frumos. Pa, pa. Salut. Deci numai premiere. Voi nu știți la ce podcast am fost. Voi n-aveți idee la ce podcast am fost. Am fost la podcastul de care nu știați că aveți nevoie, dar aveți nevoie. Este ceva ce nu credeam vreodată că se va întâmpla, dar s-a întâmplat. Mă simt super, super aiurea față de Tony, deci super aiurea mă simt pentru că băiatul mi-a zis de foarte multe ori. Nu că de neserios, nu știu, nu a fost momentul de așa natură încât să ne sincronizăm, dar se întâmplă acum, săptămâna următoare. Ia uitați, deja schimbăm cameramanul. Bună! O, nați! Avem și Sport Vision. Ți-am arătat, da. Păi, dar nu m-am uitat. Sper să apreciați. Stați puțin, să apreciem. Deci avem de la Sport Vision, dacă toți suntem aici, cea mai tare geantă, cu cele mai multe opțiuni posibile. Jab, jab, jab. Și ca să știți cum stăm, avem trei șepci. Una de antrenament, una de outfit-ul ăsta și una care era aici pe care n-am mai dat-o la o parte. După care avem Jordan 1 Low, ceva de genul, parcă se numesc, vegani. Avem pantaloni făcuți de mine, așa, cu fermoar. După care avem pete de sub. Tricoul ăsta distressed, hanorac, tot de la Sport Vision Buzz. Sport Vision Buzz și Tiche sunt cam același lucru. Avem încălțările de la Tiche, unde merge codul meu Mariu10. De la Sport Vision n-avem nimic momentan, dar avem un ghiozdan. De la Buzz tot Mariu10. La Sport Vision tot Mariu10. Deja toate astea trei magazine merge Mariu10 și screenshot-ul de pe ecran. Hanoracul ăsta este dot. Este brandul făcut de cei de la Buzz. Adică au colecții întregi cu tricouri, cu chestii. Bine, de genul ăsta. Let's go. Îmi cer scuze pentru întârziere. Am fost la podcaster una. Salut. Te salut. Salut, salut. Am fost la un podcast imposibil, ce nu credeam că o să-l fac vreodată și n-aveam cum să lipsesc. M-am întâlnit și cu băieții, o să ne resincronizăm. Poți să fac antrenament muscular aici în sală? Da? Clar, super tare. Abia aștept. Vestiare? Îmi faci un ghid? Hai să-ți fac un tur. Băi, arată wow, arată. Arată mai bine, nu? Din ce în ce mai bine. Avem acolo exerciții pentru da. Wow. Stai puțin, lasă-mă să apreciez. Lasă-mă, te rog frumos, să apreciez. Lumina anabolică în primul rând, ceea ce schimbă. Foarte tare. O să vin fix acum. Da, ai pus lumina anabolică. Ce tare. Și avem acolo și sanie pe roți. Ce suprafață avem aici? 940 de metri. Foarte frumos. Dar ce finisaje. Lasă-mă un pic să apreciez finisajele astea. Lăsă-l o parte că aveți brandul vostru de culori, da, cu care merge și le ador combinația asta de gri antracit cu galben, dar foarte tare cine a venit cu ideea aia să pună lifestyle acolo. Avem noutăți pe aici, ceva ce nu știu? Da. Avem o dată extensia pentru quadriceps. Avem în partea din spate un Tower Smith unde poți să lucrezi piept. Deci tu chiar te-ai jucat cu spoturile astea și le-ai pus la oglindă acolo. Deci la oglindă, wow. Aici la gantere, o să te dezbraci 100% aici. E oglindă cu AI și cu Photoshop, adică exact. Gen. Dacă orice se dezbracă și arată bine acolo, abia aștept să văd. Foarte tare și cât de înaltă e. Mă o să mă schimb repede că am înțeles că închideți la 11? Ține și mai. Se mai stă? Ah, perfect. Foarte tare. Deci se poate filma dacă nu e nimeni în vestiar, bănuiesc. Hai să vedem. Se poate intra. Avem și oglindă. Foarte tare. Da. Hai că e un băiat care se dezbracă pentru că e lumina anabolică și toată lumea se dezbracă aici. Băiat, fată, toată lumea se dezbracă. Mă dezbrac și eu și revin. Se apreciază profesionalismul sau nu se apreciază, ca să știu. Adică avem outfit de la Stay Fit și am mai multe variante, am chiar două la mine. Am două variante de training și două variante de short tricou. Adică în total 8 piese. Avem și prosoape.
bang, se va face foarte, foarte pe repede un intra-workout. Nu cred că mai au pre-workout, că nu mai dorm dacă e o pre-workout. Și așa am băut două espresso, un espresso dublu înainte. Am atât de mult hype și atât de multă energie, încât n-am nevoie decât de niște pompare, puțină pompare pe aici pe acolo și rest sunt ok. Am băgat citrulină, amino esențial, creatină. Este stack-ul meu de suplimente intra-workout pe care îl iau de foarte, foarte mulți ani. Se mixează aici. Wow, cât e de gheață. Deci conduce atât de bine termosul, shakerul ăsta, temperatura, încât pur și simplu zici că ai mâinile băgate în gheață. Nu știu ce s-a băut pe aici, că a fost petrecere cu tort, cu chestii. Eu am venit târziu la petrecere. Avem gheață cu lămâie. Aici apare un fel de ceai. Nu știu ce am ratat pe aici, dar am ratat niște chestii, cred. Bun, acum ne apucăm să facem un antrenament rapid de brațe. Trebuie să termin în 50 de minute. Să vedem. Deci, haideți să vedem ce are sala asta de oferit. Avem bancă de împins pentru piept convergentă. Adică dinspre exterior spre interior. Uitați-o cum arată. Aici pui greutatea, ești cu brațul în exterior și vii cu el în interior. Exact ceea ce face pieptul, adică adducție. Și asta e adducție, și asta e adducție. O să vă placă foarte mult asta, mai ales dacă o să faceți priza asta. Ai varianta să o faci, bineînțeles, și pe stilul fluturare. Îl ghidonați voi, vedeți cum e. Ideea este să faceți prima parte a mișcării, să nu faceți semi-repetări. Avem aici un V-squat. Un V-squat care a fost adus și la locația din Dimitrie Pompeiu, din Pipera, unde merg eu de obicei la sală. Mergem mai departe. Presa de la Matrix, pe care o aveam și dincolo, apreciez că există un alt stil de discuri aici, niște discuri mai noi, pe care le-am văzut și în locațiile mai noi, dar cineva a lucrat totuși aici și și-a lăsat discurile. Deci s-a început cu dreptul. A, și aici s-a lucrat și s-a început cu dreptul. Aparat pentru geno, în principiu, dar eu l-aș folosi mai mult pentru gambe. M-aș pune la margine aici, de exemplu, și aș face asta. Acum el este făcut ca să faci cu el asta. Wow, cât de bine se simte! Wow, cât de bine se simte! Presa asta este convergentă. Convergentă înseamnă în interior, divergentă înseamnă în exterior. Deci, îl știu, sper că e bun, nu cred că o să-l testez astăzi sau dacă o să-l testez o să vedeți, dar din trecut știu, pentru că l-am mai văzut într-o singură sală, în funcție de mărimea, de lungimea brațelor, de lungimea segmentelor, s-ar putea să nu fie chiar 10 din 10 potrivit pentru cineva de înălțime mai mică. Așa că e cu trial and error aici. Avem presă de piept, este mai înclinat așa, depinde cum stai. Avem aparat de tracțiuni. Ăsta e primul aparat pe care l-am făcut când am intrat vreodată în sală, era bătaie pe el. Era un pic diferit, dar în principiu același. Low row, ramat de jos. Nu prea îl găsesc prin săli. Am făcut pe Technogym, dar pe Matrix n-am făcut, așa că îl testez acum pentru voi, pentru prima dată. Deci, înainte de toate, avem aici o variație a pad-ului, ceea ce este foarte, foarte binevenit, pentru că ăsta e de multe ori un factor limitator. Avem reglaj, avem suport, avem suport pentru picioare. Bun. Ok, ca și la alte aparate, observ că trebuie să ies cu fundul un pic în exterior și să lucrez unilateral ca brațul să vină pe lângă corp. Foarte bun așa. Nu cred, totuși, că aș putea să lucrez așa. Nu zic că nu merge, dar nu pentru cineva care are claviculele, să zic, mai înguste ca mine, poate pentru cineva mai înalt. Dar este foarte ofertant pentru chestia asta, care se numește Kelso Shrug, ceea ce înseamnă că este o ridicare de umeri, dar în plan orizontal, pentru trapezul median. Aici e pentru partea superioară a trapezului care se vede la maio, în partea asta este pentru zona mediană a trapezului care este semnificativ mai mare decât partea asta de maio. Mi s-a spus că există o sală foarte tare de aerobic în care vreau să intrăm acum. Mă simt ca acasă. E fix același gri antracit cum am eu acasă. Fix aceeași beznă pe care o am și eu dacă sting toate luminile, mai ales în dressing, unde am și adormit în picioare. Dacă bateți performanța asta vreodată să dormiți în picioare, în dressing, așa, sunteți cei mai tari. Împreună cu mine, că și eu am făcut asta. Foarte frumos. Foarte frumos. Ce content merge aici. Ce content, domnule. Că eu numai la asta mă gândesc când văd lumini. Pentru că mi-e foarte greu
în ultimii ani, pe unde am fost la sală, numai lumini 360, practic. Vorba vine 360, 270, să zic. Un singur perete fără lumini, în rest lumini care se anulează de o parte și de alta. Și e foarte greu să faci un content care ți se bine. Ce să zic, miroasea nou, miroasea curat. Văd că avem pupitru pentru dirijor. Ce nebă e acolo? Pentru partitură? Mi-l pun chiar aici. Eu îmi imaginez că aici ori se face vreo sfeștanie, vreo ceva, adică, nu știu, citim vreo Biblie la vreo... la vreun antrenament de duminică, ori când vine popa cu sfeștanie, sau dirijorul la modul flexie-extensie, ridicare-coborâre, concentric-excentric, așa îmi imaginez. Foarte nice. Și înălțimea asta de 9 metri te sparge, pur și simplu. Aici avem un fel ciudat de battle ropes, de asta n-am mai văzut până acum. M-am pus și eu acolo fără prosop, că am crezut că nu mă vede nimeni, dar m-am înșelat. Puneți prosop, aparat că na. E cu atât mai util cu cât v-ați și transpirat un pic. Mi se pare oarecum, să zic, nu neapărat social acceptabil, cât scuzabil, când vin sală și ai două leiere de haine. La modul ai tricou și o bluză pe deasupra și abia ai venit și n-ai transpirat. Atunci mi se pare relativ scuzabil, să zic. Dar cam atât, cam atât. Ăsta este exercițiul care m-a distrus, pur și simplu. Dar îl voi face de așa manieră încât să-mi vină doar cu beneficii, nu cu dezavantaje. Ne încălzim, ușor, ușor. Aici cineva a avut de luat niște decizii. Mănânc prăjiturică sau fac antrenament din punct de vedere muscular? Cel mai probabil decizia a fost am să le fac pe ambele, din moment ce prăjiturica se află chiar lângă aparat. Lângă aparatul de triceps. Adică cineva a băgat intra-workout. Ce tare, ce tare, ce... foarte tare chestia asta. Aș vrea să o fac la modul la care pun un ham și o trag cu spatele. Este un exercițiu foarte interesant pentru vadricep și recuperarea genunchilor, cumva. Făceam ceva similar la modul mers cu spatele pe bandă. Dar asta e mult mai ofertant și se află aici, în sală. Deci, cool, îl voi face. Cam asta a fost peripeția noastră de la Stay Fit Gym Value Center DN. DN1 Value Center, în ordinea asta. Deci am plecat ultimii. Este ora 11:05 și aș mai fi stat, dar a venit dezinsecția. Dar nu e nicio problemă, că nu e ca și cum mâine pleacă de aici. Pentru că cel mai probabil ne vom întoarce. Mi-a plăcut foarte mult. E foarte ofertantă și e mai aproape de casă. Deci cel mai probabil ne vom revedea pe aici și voi veni cu, nu neapărat cu update-uri, cât cu alte vloguri filmate aici. Pentru că și lumina e foarte bună. Și mi-e foarte greu să găsesc o lumină bună. Deci, ăsta a fost episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Sper că ați găsit educativ, instructiv, folositor, cine știe. Iar dacă dar nu uitați să dați un subscribe, un like, un comment și un share. Și să ne vedem cu bine la episoadele următoare. Vă salut, baftă!